una dintre televiziunile sale, Antena 3, fiind o televiziune de propagandă în sensul cel mai tare al cuvântului, întrucât mătură pe jos, pur și simplu, cu partidele de opoziție. În campania electorală a depășit absolut orice limite, adică ea trebuia să fie închisă de mult, însă influența lui Voiculescu este foarte mare. Dintre toți aceștia, aș zice că Voiculescu este cam, este zice, Varanul, de altfel. Influența sa este cam cea mai mare, cred, în acest moment, dintre toate personajele pe care le-ați văzut. Iar Antena 3 are niște emisiuni greu de urmărit. Pur și simplu întrec orice limită deontologică și a bunului simț, la urmă. Este o televiziune de linșaj. Bun, dar cred că am intrat prea mult răpid din ceea ce vreau să spuneți. Și o să-i dau cuvântul doamnei Cornelia Cozonac. Bună seara tuturor! Eu, de fapt, am fost invitată să moderez o discuție și cred că este bine să începem să discutăm referitor la acest film și eu cred că el este foarte bine făcut și, de fapt, situația din România nu diferă esențial de situația din Republica Moldova, cu mici excepții, dacă în România s-au deschis arhivele securității, cel puțin populația a putut să cunoască cine au fost și au lucrat în securitate, au ajuns ulterior și la putere sau au făcut afaceri, vedem, destul de mari pe seama statului inițial. Cam același lucru s-a întâmplat și în Republica Moldova în cei 20 de ani de independență. La fel avem și noi mogulii noștri care au pornit și ei din anumite structuri de partid, ulterior au făcut afaceri și au ajuns și la putere. Și acum, dacă e să studiem bătălia de la putere, tot vedem persoane care cândva au fost în anumite structuri de partid. Nu știm dacă au colaborat cu securitatea, pentru că la noi deocamdată nu sunt deschise arhivele securității. Ceva a fost deschis mai mult din arhivele comunismului și cât ceva a fost și o comisie care a studiat arhivele comunismului și a scos ceva la suprafață, dar nu a avut impactul care trebuia să fie, de exemplu, comparativ cu ceea ce a fost în România. Mai avem, probabil, multe de schimbat în Republica Moldova, dar cel puțin ceea ce s-a făcut în România, aceste rețete de succes, în ghilimele, au fost importate și în Republica Moldova. Cel puțin cei care au făcut afaceri în ultimii ani le-au făcut pe seama statului sau în anumite relații cu statul. Banii mulți au venit totuși de la stat, în firmele private, în business-ul privat. Și la noi este aceeași situație cu media, cei care au bani își deschid și televiziuni și unele deja sunt și la noi monopolizate sau monopol pe număr mare de medii. Filmul este destul de interesant. Eu mă bucur că este făcut și de jurnaliști de investigație. Este un documentar care arată această traiectorie de la socialism la capitalismul democratic, să zic așa.